Finlanda a făcut toate demersurile necesare pentru aderarea la NATO. Țara nordică așteaptă însă ratificarea de către Turcia și Ungaria a cererii de aderare la alianță. În același timp, Suedia cere explicații autorităților maghiare cu privire la adoptarea separată a celor două țări nordice. Președintele finlandez Sauli Niinisto a semnat legea privind aderarea țării la NATO, legislația fiind adoptată cu largă majoritate în Parlamentul de la Helsinki pe 1 martie. Șeful statului anunțase că va promulga legea înaintea alegerilor parlamentare în aprilie. Singurele state membre NATO care nu au ratificat intrarea Finlandei și Suediei în alianță rămân Turcia și Ungaria, Parlamentul maghiar urmând să ratifice aderarea Finlandei pe 27 martie. Guvernul de la Helsinki a fost surprins de decizia guvernului de la Budapesta de a ratifica acordul separat și a cerut explicații omologului său ungar Victor Orban, însă Suedia va trebui să treacă și de opoziția turcă, după ce statul a cerut țării să aprobe cereri de extrădare a zeci de persoane considerate teroriste de guvernul de la Ankara. Totodată, un blocaj s-a petrecut în momentul în care Suedia a aprobat un protest în fața ambasadei turce la Stockholm, în care a fost ars un exemplar din Coran. La acel moment, Turcia a înghețat ratificarea aderării celor două țări la NATO. Suedia și Finlanda și-au prezentat dorința de a adera la NATO împreună după invazia rusă din Ucraina. Împreună cele două țări împart peste 1300 de kilometri de graniță terestră cu Rusia.